Ai, Alec, târziu. Hai la grădi. Ale, nu vrea. Lasă-mă, mamă, și dorm. Da. Te-ai păr în gură. Ale. Ale. Putu-s. Ne cotezește. Închide acolo. Te duci agrele? Ce nu, Doria? Ce nu, Doria? Nu-ți vrea tintate? Nu vrea. Ale. Pe putuloasele, băi. Papilor. Acolo, băi. Ai găzință. Mai Alexi la grădiniță. Ani trebuie să fii. Nu știi hipnotizat tu. Tu când vii ești invitat tu. Da, dă-mi ca un bebelin mic. Uite, cu pierna. Hai, Ale, Ale. Hai, hai la școală. Hai la grădi. Hai. Hai la grădiniță, tati. Păturosule. Nu așa. Aici? Aici? Mm-mm. Uite așa. Aici? Îți place ce ți-am pus? Da. E bun așa? Da? Pun ți-am ghezat. Pa. Spune. Ce faci, ei? Spune, hai mai repede. Hei. Hai mai repede. Eu cu da. Am burtă. Mare? Noi am venit până în centru, la niște magazine. La ce unde am mai precis? Ca să ne mai uităm de niște haine. Vreau să-l învărțim vers. De ce să-l învărțim vers? Acum dă-i o parte. Ah, că nu te vezi. Să-mi iau două perii pantaloni, două bluze. Și găsesc pe acolo. E rău, și, e? Hai dacă se uită oamenii la mine că filmez. Hai.
Sărușunița și pilastri din meserie. Să filmez numai în casă. Cam pustiu pe aici. Hă? Pustiu pe aici. Hai că-i verde. Sunt? Hai să vedem. No. Da, cred că ne-a lăsat, dar nu trec eu pe roșu. Ia. Ce? E fain șerul. Apucam să trecem. Dar suntem noi fraieri. Uite-mă. Amenda-i mare. Când am ajuns aici, s-a făcut roșu instant. Când am calcat aici. Ac. Doamne, doamne. Mă dor ochii tare. Toate magazinele sunt închise. Deschid la 9:30, dar e 9:23, dar nu deschis. Nici alea care se deschid la 9, nu le deschis. Și ne plimbăm. Mergem până la bancă. Electric. Auzi, avalearele din tine. Hai. Hai și tot bani. Vă să mergem să vedem aici aurul cât e grav. Luăm vreo 3 pasuri de grav până la mama. Da. Tom. Pisez? Aș calde și bine. Am dat niște cum mi-a jucat ca să merg. Brava. Am venit să probez cu Cosmin oprit pantaloni. Pentru că pantalonul vom boteza pentru prima dată și trebuie să-și ia haine elegante. Și am găsit aici un magazin să probeze. Pentru mine e plictisitor că mă uit la haine de bărbat. Sunt bun? Da. Aici sus nu vin, dar jos sunt bun. Vai, trebuie să dai burta jos, înseamnă că... Dar nu vin. Ascunde burta. Dar stă bine în pantaloni de ăștia și numai eu. Ia. N-am vrea să vede. Dar-s fain, nu? Da. Cred că mai bine pe negru, nu? Se potrivește mai și la iarnă, adică... Știi? N-am avut pe barul, n-am avut, știi? Am avut așa, aici pe barul. Da. Nu mai gruse? Nu am vrut cum ieși și la pasul, dar barul nu ieși pe pasul. Știți că nu... Dacă rămâne. Nu facem pe zumală. O pereche de pantaloni, vin de toți pantaloni. Cam așa. Am mi-a și rochița asta, dar nu prea se vede aici. E de training. Îmi place. Mi-a ascunde butica. Bate soarele atât de tare în mașină. Am venit să o luăm pe Didi de la grădiniță, e 11. Și la 11 trebuie să o luăm. Și după aia mai avem treabă, eu până la Rosma, am trezit la Rosma și Cosmin la Reve să cumpăr niște ulei și niște pâini când mai avem. Am stat vreo... Am stat 2 ore la magazin. Nu prea îmi vineau hainele, mi-au luat colanți, că blugii tai de pe listă, nici nu mă gândesc la ei. Mi-au luat 2 perechi colanți, o rochie din asta sport, vreo 3 malete.
Și acum să vedem ce a făcut Didi azi la grădiniță. Trebuie să mă duc acasă să fac și mâncare. Și mâine vineri. Mâine o să plecăm în Belgia. O să plecăm tot weekendul în Belgia. De mâine până duminică seara, cred. La niște prieteni. Și cu ocazia asta am avut un motiv ca să ies să-mi cumpăr ceva de îmbrăcat, că aici nu mă duceam nicăieri, stăteam în casă, nu prea era grabă, dar dacă ies din casă, nu o să ies în fundul gol. Și de asta am avut așa un motiv în plus ca să ies să-mi cumpăr, pentru că nu aveam intenția asta. Și cu ocazia asta și-o lași Cosmin pentru cumătrie. O să botezăm și noi într-o lună, primul nostru fiind. Și el, gata, și-o cumpăra haine pentru botez. Am mai rămas eu, dar eu o să-mi cumpăr mai încolo, pentru că până atunci mai crește burta. Într-o lună crește. Și am să-mi cumpăr atunci, mai aproape, cu o săptămână înainte, ca să-mi vină. Să văd ce găsesc pe aici, că nu prea sunt. Haine de bărbați elegante, am văzut că sunt. Cât de cât. Ai, Doamne, ce bate soarele aici, mașină. E cald afară, nu e așa de cald. Și trebuie să-i mai luăm lui Didi niște pantaloni. Și cam atât asta mâine, că nu mai avem timp azi. Ia că vine. Vine Didi. Vreau să te filmez, Doamne, iată. Ce etichetele? Da, pe doar tu l-ai probat, amă. Așa se îmbracă el la cumătrii. Botează și el pentru prima dată. Nelly Honey. Dar mi-aș că eticheta după tine, că da, la cât ai dat pe el. La pantalon în spate. O scot la pantalon și lăsă așa să târni. Dar asta e oare când ok, cam așa să stai așa afară, nu? Așa trebuie să stai afară? Nu, eu așa vreau eu. A? Păi, dacă parcă îți mergi, dar nu ai unde scurt aici. Da, e bună? Foarte bună. Acum să văd eu și găsesc. Eu cu burta mea. De prima dată fac nod, bun, nu? Da. Vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Țeunda. În afară de costumul care l-ați văzut. Am cumpărat pentru mine 3 malete. Eu iubesc maletele astea, sunt preferatele mele. Și mi-a cumpărat pe 3 culori. Numărimea M. Asta a costat 10 euro, este un pic mai groasă față de celelalte două. Și mi-a luat una așa pe negru, deci ador maletele astea, să le port toamna, primăvara, iarna, sunt preferatele mele. Și mi se pare că îmi stă și foarte bine cu ele. Am luat una pe alb, asta e un pic mai subțirică, și a costat 9 euro, 8,99. Așa, și încă una, la fel ca cea albă, tot 9 euro. Culoarea asta și îmi place foarte mult. Da. Am mai cumpărat încă 2 perechi de colanți. Am probat vreo 3 perechi. Dar nu-mi plăceau cum stăteau aici sus și doar perechea asta mi-a plăcut și mi-am luat 2 perechi la fel. Să le am. Mi-am luat mărimea S. Și costa 10 euro perechea. Colanți negri, simple. Sunt destul de groși, adică poți să-i port pe afară, nu am nicio problemă. Poți să-i port și pe stradă. Și cealaltă veche. Am mai luat așa o rochiță, tip hanorac, doar că este rochiță. Care o să o port cu niște colanți mai groși, negri. Și mi-a plăcut mult cum stă. Cu burtică, înainte când n-aveam burtă, nu-mi plăcea cum stăteam, stătea prea larg, dar acum îmi place. Mai era pe roz, dar eu am luat pe negru. Pe roz nu prea îmi plăcea. Și mi-a luat mărimea XS. Pentru că nu-mi place să stea foarte, foarte largă și a costat 20 de euro. Și mi se pare tare drăguță. Mi-a luat și un training așa, albastru, bleu mare. Bluza au costat 15 euro, mărimea XS, pentru că tot așa nu vreau să stea foarte, foarte largă. Și asta e destul de largă și confortabilă. E grosuț.
Asta, ăsta l-am luat pentru că a spus Cosmin. Altfel nu-l luam cu mine. Nu-mi făcea cu ochiul, dacă l-am pus pe mine, chiar îmi place foarte mult cum stă. Și pantalonii tot, 15 euro, mărimea S. Nu sunt XS, S nu era XS. Dar îmi stau bine, nu sunt mari. Și merge pe vremea asta așa, mai friguroasă. Și atâta mi-a luat. Atâta mi-a luat mie. 3 malete, 2 perechi colanți, o rochiță și un training. Iar Cosmin și-a luat o perechi de blugi. 26 de euro au costat. Sunt invidioasă. Și eu vreau blugi. Da, na. Aici și-a luat o cămașă. O cămașă din asta așa groasă. Mărime M. E asta. Asta cât a costat? N-are preț. N-are preț. Nu știu cât o dat ea. Are culorile astea așa de toamnă. Chiar e drăguță. Și-a luat o bluză. 26 de euro. Asta pare așa mai de Crăciun. Mai de iarnă. Dar ei, îi stă bine cu ea. Na, eu la haine de bărbați nu prea știu, nu mă pricep. Și aici am o bluză. O bluză tip ala. 16 euro au costat. Și asta e drăguț. Și... și am dat o geacă. O geacă groasă. Are blană din asta înăuntru. 60 de euro au costat asta. Și grea. Iar aici am mai cumpărat ceva pentru băiețelul prietenilor noștri, dar nu vă arăt. Da. Cam asta am cumpărat, plus costumul lui Cosmin. Mâine dimineață trebuie să mă duc să-i cumpăr lui Adelina ceva și lui Alexia. Și cam atât. După aia gata, nu mai cumpărăm haine, că e dezastru cu hainele astea. Dar nu mă pot abține eu când intru în magazin, doamne. Aș cumpăra toate hainele. Ale doarme. Au făcut criză la grădin. Și a fost Cosmin și a dus-o cu mașina pentru că mami a spus că când face criză la grădiniță și dă medicament de urgență, nu o trimite cu microbuz acasă. Pentru că adoarme microbuz, își scapă capul și nu aduce doamna cu microbuzul. Pentru că na, e destul de periculos și îl cheamă pe Cosmin tot timpul și o ia acasă. Și-o fost și astăzi și-o luat-o. Acum doarme. Nu știu, doarme câteva ore, cred că 2-3-4 ori doarme la medicament. Eu am în casă un dezastru, am împachetat o mulțime de haine, vreo 4-5 mașini de haine, trebuie să le împachetez. Am de spălat vase, am de făcut curată în baie. Dacă mâine plecăm, vreau să lăs cât de cât curat, când vin să nu fie dezastru în casă. În sufragerie toate care le-am cumpărat, hainele care le-am cumpărat sunt prăștiate pe acolo. Dar nu am niciun chef acum, niciun chef nu am. Mă duc să mă pun și eu lângă Adelina acolo, în cameră la noi, și Adelina doarme. Mă pun și eu lângă ea și cred că adorm și eu un pic. Dacă nu dorm, măcar stau un pic așa pe telefon, mă uit la un vlog ceva. Și ne vedem un pic mai târziu. Când se trezesc fetele, mă dau și eu la treabă, cum nu pot să fac gălăgii. Ele dorm, una dorm într-o cameră, una într-o cameră, nu pot să fac gălăgii. Și când se trezesc ele, mă neapucă. Please tell me how is this so cool, So why are you acting like a fool, Trying my best to get you, Sometimes I feel that you're just cruel, Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater, but why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for.
grab you close to my body, feeling the temperature rising, and for a kiss. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. Stop looking for clues, I'm going crazy, that's the truth. I'm going crazy, that's the truth. I'm going crazy, going crazy, going crazy. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I'm not sure anymore if it's gonna get better. So why can't you just fall in Nu mai țăpi? Vai, ce-o țăpat! Nu avea răbdare să termin mâncarea. Într-una țăpă fata asta. Deci într-una țăpă. Eu nu filmez pentru că mi-e groază să vă arăt cum țăpă. N-am cum să pun așa ceva. Aoleu, iar începe. Stai că-ți dau. Și trebuia să mai aștept 10 minute să fiarbă niște cartofi. Ca să-i dau să mănânce. Că-ți dau, am făcut pireu cu șnițel. Pireu cu șnițel mănânci, da. Și bun. Nu prea am avut chef de altceva. Da, e bun și pireu cu șnițel. Și pâine. Și niște castraveți murați, asta aduc. Cum? Te duc la Maria, copii, Didi, Maria. Da, mă, în te duci. Da. Ești nerăbdătoare să duci la grădiniță? Da. Bravo. Stângem briță. Bravo. Da. Mâine dimineață duci fata la grădi. Acum te-am pregătit din ani, da? Da. Te-am schimbat și piale la fel. Da. Și la nani. E 9 fără 3 minute. Da, Ale! Da! Te. Și eu trebuie să-mi dau cu o aspiratură de hol, poate mi-i scot vecini afară, din bloc. Vai, Doamne, nu mai pot. La nani mergem, da? Facem nani. Haide, du-te. Du-te singură. Ali. Iar faci. Hai că e papica ta, a făcut criză. Ia papi și-a revenit 10 minute. Și nu i-am mai dat medicamente. O dată azi la mea, azi la grădiniță. Câteodată doamnele de la grădiniță îi dau și aiurea medicamentul ăsta. Dacă faci o criză mai mult de 5 minute, dar nu e atât de puternică, el tot îi dau medicament. Eu acasă îi dau doar când văd că e criza puternică. De exemplu, acum. Greu. Alexia. Ale. Te iubește, mami. Dar ce ai făcut azi la grădiniță cu mânuțele? Că ești roșie. Ai pictat? Ai pictat la grădiniță? Ale. Iubita mea. Ce-a făcut fata? Ce-a făcut fata? Ce-o făcut o frumusețe? Dă pupic la mă. Te iubesc, Ale. Ale. Te iubesc. Iubita mea.
Oare că n-ai să te faci bine? Hm? Mai ții minte? N-ai făcut un an criză. Un an n-ai făcut deloc criză. A fost bine, da? A fost bine atunci, nu? Doamne. Tare aș vrea să te faci bine. Te iubesc. Te iubesc. E frumoasă. Și ești o scumpă și o dulce. Și-mi vine să te mănânc. E atât de drăgălașă și-mi vine să o pup într-una. Am venit să o pup. Și a noaptea vine... Vine la noi în cameră să doarme cu tati, da? Vine să pune lângă Cosmin și o ia Cosmin în brațe și doarme neînvârtit. Ați văzut azi dimineață când nu vrea să trezească. Tare îi place să doarmă așa cu noi, să o ține în brață. Așa nu-i place să doarme, să îngulică pe pat. Nu-mi place. Eu vreau să dorm cu tati. Da? Alexia? Cea mai frumoasă fetiță și mai scumpă.